Juniorul Suceava a avut victorii pe linie până în semifinale, 2-1 cu Aripile Bacău, 1-0 cu UTA Arad, 2-0 cu Intergalaxy București, 2-1 cu Golden Kids Brașov și 4-2 cu CFR Cluj. Formația antrenată de Daniel Bostan a fost oprită din drumul către ultimul act de FCSB, în fața căreia a cedat cu 0-3. În finala mică a competiției de la Brașov, juniorul Suceava a pierdut la limită în fața echipei Progresul București, scor 0-1. La festivitatea de premiere, gruparea suceveană a câștigat unul dintre premiile individuale prin Alexandru Iacob, care a fost desemnat cel mai bun portar al turneului. Antrenorul Daniel Bostan a mizat la Brașov pe următorii jucători: Alexandru Iacob, Alexandru Pâțu, Alexandru Rotariu, Fabian Oprițescu, Alexandru Popescu, Lucas Găitan, Liam Ilaș, Ianis Ocu, Ștefan Gurcea, Teodor Solovăstru, Mihnea Buruiană, Ianis Grigoriciuc și David Sârghiam.